Guvernul României pregătește o nouă taxă auto de mediu. Îmi doresc să nu mai existe pe drumurile patrie atât de multe mașini aduse din afară care poluează mult peste norme, care au norme de poluare 2, 3 sau 4, a declarat ministrul mediului Grațiela Gavrilescu la un post de televiziune. Noua taxă va avea la bază studii și măsurători făcute de Agenția Națională de Protecție a Mediului și de Institutul Național de Sănătate Publică. La redactarea legii vor contribui și specialiști din industria autovehiculelor și de la REARE. Forma finală va fi găsită până la finalul lui 2018, iar taxa va intra în vigoare la începutul anului viitor, cel mai probabil cu o perioadă de acomodare de două luni. La 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie pentru toate mașinile, indiferent că urmau să fie rematriculate sau erau aduse din altă țară. O lună mai târziu, taxa a fost suspendată, iar persoanele care plătiseră taxa urmau să-și primească banii înapoi. Din cele peste 1.500 de milioane de lei pe care statul trebuie să le restituie românilor, 850 de milioane au fost deja virate în conturi. Celelalte 700 de milioane urmează să fie date în plată odată cu aprobarea noului buget. Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscalizate care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.